se știe sursa exactă de intrare în România Conei, se fac anchete, atât la nivel european, cât și la nivel național. Se presupune un transport de animale care a intrat în România mai mult sau mai puțin controlat sau cumpărarea de către proprietarea anumitor animale de reproducție și nu au fost examinate la plecarea din țara respectivă. Știm prea bine că este publică, Grecia ne-a acuzat boala a apărut în Grecia de efectiv de bovine din România. Pierderile sunt foarte mari, nu se transmite la om, față de rabii care reprezintă un risc pentru sănătatea publică, pentru cei mușcați sau cei care au contact cu un animal bolnav, peste nicio omegătoare nu se transmite la om, dar pierderile economice sunt foarte mari. Sunt foarte mari prin faptul că cele care undeva se îngășătorind pierderile de greutate și costurile de recuperare pentru a face un export. Din 26 de țări care aveau contracte cu România, 6 au mai rămas care fac import. Celelalte sunt în discuție. S-au pus restricții pentru că certificarea între țări era specificat să nu provină din o țară care are peste un ceva negativ. Dă seama, ați citit evaluări, costuri și celelalte, e adevărat că România are o valoare de export de 600 milioane de euro. Vă dă seama ce înseamnă blocarea exportului în țările cu care noi aveam deja relații comerciale. Este o responsabilitate majoră pentru noi, de asta ce ne spus în fermierilor, să evite mișcare de animale în următoarea lună de zile, pentru că sunt restricțiile de o lună zile pe viroze, astfel încât să nu aducem boala în județ prin transporturi, prin mașini care nu sunt dezinfectate sau altceva. Iar orice comunicare, dacă vor să facă și există lucruri, trebuie să anunțe din timp și apoi să inițiem acea activitate de comerț în orice județe sau în orice prelibertare din zona de colectarea lor, în general, în sud, sunt acele centre de colectare, spre Timișoara, Arad, de unde se încarcă animale și pleacă mai departe la Veze.